deschisă și nici de cum să nu fie o ședință închisă. Doamna, puteți să spuneți cine sunt martorii care au fost astăzi audiați și ce atribuții au ei? Deci au fost martori care... ei au fost persoane care au confirmat nemijlocit ceea ce era indicat în autodenunțul lui Iran Șor, inclusiv legătura inculpatului cu ceea ce s-a confirmat. Aspecte ce am expus și anterior de fiecare capăt de acuzare care era format. Am reușit doar o singură persoană să audiem, ceilalți au fost nevoiți să plece deoarece s-a întrerupt ședința. Urmează deja să vedem dacă mâine va avea loc ședința sau iarăși va fi întreruptă. Însă, în continuare, vor fi aduși martori care vor confirma toate circumstanțele care, când am făcut conferința și am expus că această cauză a plecat în instanță de judecată, am fost foarte explicit cu fiecare capitol și fiecare aspect, inclusiv legătura care este cu Banca de Economii, deoarece iarăși văd că se fac denaturări a opiniei publice în ceea ce privește lipsa legăturii acestui dosar cu Banca de Economii. Total incorrect. Este legătură, o să fie în continuare aduși oameni care o să confirme anumite circumstanțe care au format obiectul învinuirii. Însă nu este, în opinia mea, corect să fie făcute anumite declarații emotive în fața publicului pentru cei care urmează să vină și ei în cadrul ședinței să fie audiați, deoarece sunt și ei oameni și, respectiv, văzând această reacție a apărătorilor, eu cred că este o metodă de manipulare nu chiar corectă din partea apărării. Despre ce mai exact vorbiți? Vorbesc de declarații.